Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod de Overwatch. N-am mai postat de mult seria asta și suntem aici alături de MG pe Discord. Zici tu ceva, Manu? Am zis să facem ceva mai special în video ăsta, deoarece cheat-ul cu care am început să joc acum recent are o setare Overwatch Revealer. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că îți arată profilul tuturor și îți arată pur și simplu demo-ul normal din Overwatch, adică nu mai sunt cenzurate numele, nu mai scrie de suspect, scrie adevăratul profil al celui care e în Overwatch. Așa că noi astăzi o să testăm chestia asta. Da, au mai multe cheat-uri chestia asta și skit-uri și nu știu ce cheat-uri au, sincer, dar o să testăm chestia asta acum în video să vedem. Dacă mai vreți episoade de genul, poate dăm și de români, nu se știe. Poate și acum putem să dăm de un român care joacă cu cheat-uri. Poate dăm chiar de unul dintre voi care ați jucat cu cheat-uri și acum vă uitați la video, nu se știe. Deci, bă, fraților, dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi, frate, acolo la strângem 1000 de like-uri, aveți și canalul lui MG în descriere, dați și voi acolo un subscribe că face și el video-uri cu cheating și hai să trecem la Overwatch. Da, mă, băieți, și prima hartă de pe ziua de astăzi este Overpass și în momentul acesta porning e track-ul și dăm Overwatch Revealer și în momentul acesta s-au afișat profilele băieților. Bam! Și cheater-ul nostru este The Suspect. Dar care este The Suspect, frate? Ia să vedem. Îl cheamă Aukinis. Aukinis este acest băiat. Acest băiat bad boy. Ia să vedem. Bă, nu cred că e din România. L-au chemat și killer. Prieteni, nu cred că are români. Acesta este profilul suspectului, bă, băieți. Haideți să ne uităm la match. Bă, este pe al treilea loc Aukinis al nostru, suspectul nostru de astăzi. Hai să vedem. Ia să... Are serviz medal, nebunul. Are două serviz medaluri. Are două. Bă, și loyalty badge. Da, are loyalty badge, are două. Deci, ok, suspectul nostru are cont bun din câte putem vedea. Hai să activăm și noi wallhack-ul, dacă ar merge. Da, merge. Bă, dar părerea mea e că cam știe pe ăștia, mane. Ce facem? Cum o explici pe asta, băi, MG-ule? Că părerea mea e că cam știe. Păi asta zic, părerea mea e că cam știe pe băieți. Ia, uite și pe ăsta. Bă, dă-te, dracu, dar de unde ești, mă, tu? Pe... Ia, uite, ia. No, are wall ăsta, are wall. Are wall. Na, s-a blocat și l-o auzit. Na, hai să zicem că l-o fi auzit. Mai este runde. Că l-a mers pe chief după ce a ajuns la stairs. Da. Hai să dăm din nou speed up. Mama, mama, ia să vedem aici. Scurt. Ok, uite, mă, doamne, l-am văzut deja ce-a făcut, ce-ai făcut, mă, nene. S-a uitat direct pe la nicio treabă, stare mare wall. Uite, mi-a dat mare invitație, never lose ăla. Se vede acolo, băieți, aveți spoiler. Aveți spoiler pentru videourile următoare, mi-am luat invite în never lose, băieți, salut. Ok, dă prefire, dar nu a fost chiar prefire ăla. Wow, și a luat tap, incredibil, omul ăsta, anarhistul. That's what I'm saying, boy. Aia zic, tati. Mamă, și fake. Ia dă drumul la tap. Ha? Ia pașa tap. Game fake, e one tap crack. E one tap crack. Ăsta e, asta nu-i român, mă, sigur nu-i românaș de-a nostru, bă, băiate, bă. No. Lituania, Lietu... Ce? Lietue... Lietuva. Lituania. Lituva, Lietuva. Încercam să citesc fix ce scrie acolo. No, păi băiatul nostru cu Game Sense și-a băgat fix în 15-15. Tu vezi ce prost e? Da, păi și e tipic, că și străinii fac chestia. Da, mă, dar nu putea să-și bage în 14, gen la fake. 14, măcar să câștige meciul. Da, dar face și fake la skin. Și are și țintă la... A, nu, e de la cheat-ul meu. Bă, băieți, presupun că la domnul nostru Auxinis putem... Acum așa, am crezut că și-a dezactivat, era culmea să-și dezactive, culmea culmilor. Măcar câștigă ea să-i dau mai încoa. Ok. Hai că câștigă dacă e ceva. Cred că a picat dem. A? Ce s-a întâmplat? A, trebuia să iau resum. Ok, IQ 200 pe Raul aici. Da, și asta e ultima rundă. Hai să-mi dăm repede cu fast forward. Bă, băieți, băiatul nostru și-a băgat spinul. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam la chestia asta. Vă spun sincer, avea cont cu două medalii. Bă, clar, evident. Bă, trebuia să-i salvez. I-am salvat profilul. Mhm. Da, da, i-am salvat profilul. Voiam să mă duc, voiam să mă uit dacă și-a bani instant, știi? Las cu la următorul suspect, bă, băieți, o să-i compiem profilul și o să ne uităm după ce îi dăm chestiile astea aici cât de repede și-a ban. Și pentru Griffin probabil că n-am făcut Griffin. Bă, nu iesc și eu așa. Bă, băieți, haideți să trecem la următorul Overwatch și să-l demascăm pe suspect, să vedem profilul de Steam. Bă, băieți, următoarea hartă este un Wingman. Și sunt ruși pe Wingman. MG-ule, ce se întâmplă? What's happening? Și e 1v1 sau ce se întâmplă aici? Dă partajare, că nu pot. Ah, înțeles. Uite-te și tu. Și merge și în 15 PS-uri CS-ul. Na. E 1v1, ce e ăsta? E mapa de 1v1, la început. Da, și e ruznac ăsta, fii atent că e ruznac. O băgat update-ul ăsta, mai de mult. La level 0, înțeleg. E ruznac. Să fie full rage. Zici tu? Ia să dăm o rundă skip. A, dar oricum începe acum.
O să fie full rage, băiatul, că și-a luat revolver. L-am simțit. A zis MG că o să fie full rage, dar la asta nu ne-am gândit, băieții mei. Mamă, e spotul ăla. Fii atent că trage omul săracul și în pământ. Mamă, coaie, s-a terminat. Ce le dă ruznachea nostru. Ok, păi ce să mai facem cu overall acesta? Stai seama că-i dă. Asta e nervoasă, e dată cu nervi. E nervoasă, odată omul ruznachea nostru. Păi dă-mi schimb, ce drecu, mai are rost să vorbim, ce drecu. Bă, băieți... Cum ar fi să fi fost dată cu Neverlus în unda asta? Mamă. Bă, băieți, îi dăm alt... Bă, cum ar fi să fie fondatorul Neverlus? Să zic că o să se vadă pe episodul omul săracul de el. E un cheat. Bă, băieți, mamă, trecem la următorul overwatch atunci. Ăsta a durat mai mult de 30 secunde, era nu cred că o să apară cheat, la video. E un cont de căcat. Bă, băieți, următoarea mapă este tot Wingman și este... Ah, hai că e Wingman dacă e, hai că e Wingman dacă e. Mamă, la rancuri de global. Asta dar scria Wingman acolo. Asta e direct semi-rage, e staff. Bun. Asta e direct skit toți din meci, cred că. Da, și suspectul nostru este Medved. Asta are profil de la Edgy. Uite câte comenduri are. Ia. Na. Și are doar are două medalii. Ok. Asta mamă, 134. Arată-mi inventarul. Ce inventar are suspectul nostru? Ia să vedem, băieți. Mamă. Hai că se încarcă inventarul dacă e ceva. Nu merge. Ba. Na, n-are, nu știu ce. N-are. A-a. N-are inventar. Deci probabil, opa. Ah, nu. Am crezut că e care. Bă, are suspectul nostru cont destul de decent, bă, băieți. Acesta este suspectul nostru, Medved. Și are global. E destul de are destul de level 135, mane, 134. Băi, medaliile alea costă unele din ele. Ce medalii? Ceva. A, ăsta. Nu, ăsta, uite, canalsul. Canalsul? A, pinurile. Costă. Pinurile, da, costă, zici, că unele sunt alea genuin, sunt vreo 100 de euro. Lumau, hai să vedem ce face suspectul nostru. Are lag, mă, e lag pe overwatch, mane. Se vede în 30 de FPS-uri. Da, rezistă și așa. E futut demo. Da, e stricat demo. Ok, n-a dat prefire. De tot cred că are cheaturi. Nu o să vezi recoil-ul. What? Na, și cum îmi dai o seama? Cum îmi dai o seama dacă are hack ăsta? Nu știu, nu o să vezi recoil-ul. Să culegi anti-mod. Și eu cum îmi dau seama? Că are hack. Bine, nu o să vezi recoil-ul la farme. Păi și nu-mi pot să-mi dau seama dacă are hack, că se vede lăguit. Păi da. Mamă, mă, ce overwatch dubios, mă, frate. Mamă, deci dacă s-ar vedea așa la toți skitterii, mamă. I-a dat backtrack la ăla, cred că au fost backtrack. Cred că ăla au fost backtrack. Cum ar fi să din cauza la Gamesen? Mamă. Da, dar se vede dubios, uite, și cuțitul e blocat. E futut demo, mamane. Ia, hai să văd acum dacă dă tapuri. Bine, e la global, e meci de global, știi? Deci tapurile există oricum. Dar ia să vedem. Asta cu de sing. Haide. Asta da, cred că dar are, nu știu dacă e aim lock, adică nu pot să spun că nu e aim lock, dar wallhack-ul, de ce n-a dat rush pe banana, de exemplu? Că n-avea info. Nu știa că, adică runda trecută o dat rush, dar nu a mai dat. Nu, n-a dat nici runda trecută. N-a dat? A dat tapla. A, de fapt da, a venit ăla pe el, da. Nu știu ce se păi zice. Păi ăsta stă cu anti-aim-ul. Deci de ce crezi că stă la cu? Ăsta e profil edgy. E nume da. De ăla, M, spațiu, E, masă, așa. Are poză cu gagică la profil. Deci e ca automat cont, știi? Decodat. Hai să vedem runda asta. Viewers, au 4 viewers la meci, lol. Ok. Și acum fie... Ok. Uite, și acum dă rush, bă. Bă, spui tu mie că ăsta n-are wall, mă. MG-ule. N-a dat rush. A dat rush. Bă, runda trecută n-a ieșit după bucata asta de beton de aici. Da, nu, dar ieșit. Poate n-a avut niciun coechipier. Bă, la sorotit. Uite-te la ăla, uite-te la ăla din echipa de la ei. Da. Deci merge cu spatele. Mamă, dai demo-ul stricat. Uite cum se vede demo-ul ăsta, incredibil. Bă, nu știu dacă poți să-i dai direct de. Nu, noi îi dau de acum. Mă, ne uităm la tot overwatch-ul și vedem. Aia uite, pe ăsta de unde știe? O fi avut info că e păi se auzea, nu știu, se auzea că făcea pașa. Aia să-l vedem acum pe suspectul nostru. Na, n-a fost dubios aici. Bine, mergi la global, știi, au rancuri bune ăștia. Deci, da, na. A fost ragebot, by the way. Că știu cum se vede. Semi-rage. Da, a fost ragebot legit. Uite, eu și acum arăși. Tu vezi că fiecare rundă când nu-i nimeni de rush, mane,
Hai să vezi acum următoarea rundă când o să fie ăștia pe banană, că nu o să mai, cum nu se mai joacă ăștia. Uite, 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 știu de unde. Băi. MG-ule, ăsta are ole, zic eu. Știu are... că are ole, eu de-aia nu mă joc ole. Păi și atunci, de ce mă contrazici că n-are ole? Are, da. Da. Îi dau care, mare, nu mă interesează, îi banez contul să-i iau level un sulă și în sabia să-i copesc profilul, că vreau să văd când își ia bani prostul. Are mare ol ăsta, mare, e John-ule, că-i bană în cont de level 135. 34. Ți-e milă de el? Are cont sau care e faza? Da, e un cont destul de bun și nu dă chiar așa tare. Să-i iau un sulă, frate, dacă n-am scunde de Raul 2 ca și ea. Uite backtrack-ul, bă, bă, mă, lași, mă. MG-ule. Te-ai văzut ce backtrack-ul da la ăla? E de la Infinity Backtrack. Da, să mă rog, a dat backtrack din bomb site, fiind. Uite, 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 uite. Uite-te. Doamne, da. Măi. Uite, no, uite-te, știu ce wall. Uite. Ah, mă ascunde. Bă, nu e. Bă, mă lași, bă, 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 John-ule. Uite, mă, uite John-ule cum îl știa pe ăla de acolo. Uite, urești, Butchi. Mamă. Aici a tras auto la una. Dar de unde îl știa? De unde îl știa pe ăla din T-Base? Vezi ce zic? Că are ul. Are ul ăsta, mă, frate. Level 135. Fii atent, bă, John-ule, bă. Ce classical vrei, bă? Cheater, uite, bă. Ce vrei, frate? Uite, mă, până și ăștia care erau pe... pe meci zic că avea cheat-uri, bă. Bă, toată lumea ce care, bă, cheat-uri, bă, mane. Ia uite cum i-a așteptat. Nu poate să se lase. Tu vezi? Acum, acum de ce nu mai dă? Tu vezi? Acum de ce nu mai dă trash când era oia pe rampă? Vezi despre ce vorbesc, MG-ule? Da, știu ce zici. Hai de capul meu, mă, contul ăsta de level 130 că o băgat omul ăsta la ban doar în level. Bine, nu o băga mult, dar o băgat, știi ce zic? Că nu o băga cu stele de euro, a băgat până la level 100. Bine, și încă vreo 20 până la 135. Poate și mai bine. Da, mă, ne știu, bă, ăsta are mare ul, mane, bă, și nu-l iertăm. Tu gândește că acum dacă era suspect, eu mă puteam gândi că ăsta-i mergi la nou, mă puteam gândi că ăsta-i mergi la nou, Prime, știi? Dar uite, că e mergi la Prime și la Prime, eu zic că s-a retras factorul bombă. Îți zic eu că are retras factor bun ăsta. Că la 500 de comenduri cât are, la 3 medalii, la pinurile alea, la ore, probabil are și ore jucate multe. Și e și global, omul, mă, frate. Mă, da, Neidu-ul, uite că știe. Nu, 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 nu ciocni peretele cu Neidu. E cu grenite, el prost știe toată lumea, dă-i să... Bine, are grenite, crezi tu că are ăsta kit are nebunii? Bă, probabil că da, că-i profil... N-are, uite, uite-mă, mamă, flash-ul ăsta, las-o așa că-mi retrag cuvintele. Doar nu te-ai juca cu cheat de la public. Iunie. Na, uite-te și tu. Bine, asta nu a fost obvious. Hai să-mi dau, bă, dar mă enervează. Ia. Toți care se jucau cu Inioria lifetime s-au luat bani. Ok. Era nedetectabil. Și uite, acum nu mai verifică nimic în apartamente. Fii atent. Nimic. Uite. Uite. Da. Bine, au verificat acolo un pic și acum îl știe pe ăsta aici și a murit ca prost. Au pierdut runda, fii atent, mă. Ne uităm la tot demo. Demo ăsta chiar vreau să mă uit la tot, fără să dau skip la nimic, fără speed up, fără nimic. Și dacă fac video de 20 de minute, nu mă interesează. Oricum, până iese Eddie din Sea of Tives, mai durează. Hai să vedem. Mamă, deci cel mai genial o oraș, mane. Cu level 135, ha. Uite și tu ce grup e. Da, nu știu arată câte ore are, cred că n-are ore multe și de ce se, așa, nu știu. Ce să ai grup de, nu-i grup de codați ăsta. Are this just hacked aca? My main account were hacked and the little shit who did join this group. Deci, ce vorbești? Să ai cont cracat, bă. Fii atent, uite, uite-te. Uite-te, uite-te. Uite-te, bă! Asta e Nexel style direct. Uite-te, uite-te, uite-te. Are legita, tu vezi că are legita. Îl face, ăla o tras în el, ăla o tras în el. Ai văzut? Și bate joc de ei. Și-a băgut legita și-a băgat legita, au, băi. Păi l-avea de la început, bro, de ce crezi că stă numai pe lângă colț? Mane, bă. Și acum stă într-un desin. Na, na. El avea legita de la început, pentru că el ne-a corrărui exact cu deci, fac și eu. Aim assistance, vision assistance, order că avea legita. Bă, și cum să dai de mine acum? Pișam aș fi bam sub verdict. Ia, hai salut, game ban on record. Hai, 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 vreau, au că nu cred că și-a el instant. Probabil că nici nu o să-și ia. Da și de aim? I-am dat de toate, în afară de griefing. Avea legit bot. Bine, nu o să-și dea seama toți, dar asta avea. Bă, tu îți dai seama că, uite, OneFlash, de exemplu, bă, OneFlash, dacă tu ești la video ăsta și vezi chestii de astea, că se pune lângă perete și își lasă capul în jos și vezi că inamicul trage în el, să-ți dai seama, e legit anti-aim. Ce înseamnă legit anti-aim? Practic, tu dacă...
îți vede practic un caracter, hai să zic așa mai pe înțelesul ăstora care nu joacă cu cheat. Practic, omul te vede în altă poziție față de cea în care ești tu, pentru că se vede ca și un fel de caracter fars. Adică ai un frate geamăn care stă fix așa în poziția aia unde ești tu și tu, de exemplu, poate în realitate, din punctul tău de vedere, tu nu ești ieșit. După da, perete. Tu ești după perete, numai că inamicul te vede că tu ești ieșit de după perete. Exact ce a făcut și ăsta în meciul ăsta. Omul stătea după perete, el vedea că stă după perete și inamicul trăgea în el și nu-l nimerea. Ca să vă dați seama. Deci asta e legit anti-aim-ul. Deci One Flash sfat pentru tine, dacă vezi chestii de astea, e clar că e legit anti-aim. E foarte greu să dai seama. Uite, One Flash, eu zic că dacă stătea pe Overwatch ăsta, nu cred că își dădea seama că avea hack. Știa de ce. Asta pe Overwatch. Exact, asta pe Overwatch mult mai obvious, care făcea oia banii hap toată harta și zicea și o da seama. Gen, nu știu dacă știi video-ul ăla lui One Flash cu movement. O zis în titlu că, uai, ce movement bun are sau ceva. Ăla avea cheat, avea mare cheat. Dar nu i-a dat pentru nimic. Da. O să ți-l arăt după aia. Avea cheat de movement, știu. Avea cheat de movement și... Da, și... Păi, de ce cred că mă joc cu grenade, îl părut mereu? Că să mă prefac nu-și da oia seama, da. Și zic că, mamă, uite ce nedur, uite ce chestii știe ăsta, hai că nu-i dau bani, știi, dar... Mamă, dar ce știe, ți-a dat pe B, dă din T-spawn, dă pe side. Hai să-i dăm ad. Ok. Bă, băieți, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. O să vă arăt profilul, să le las profilul ăsta în descriere? Să vadă și ei dacă o să-și ia bani sau nu? Bă, băieți, o să aveți profilul ăsta de level 135 în descriere la acest videoclip ca să vedeți și voi dacă suspectul nostru de astăzi o să-și ia bani sau nu. Probabil că nu o să-și ia, zic eu, pentru că trebuie mult mai multe overwatcheri ca să-și ia bani și probabil că majoritatea o să-i dea că n-are. De ce mi se fuge vocea așa, nu știu ce, mă rog, în fine. Sper că v-a plăcut, dați și voi, frate, un like și un subscribe, dați un subscribe și la MG, aveți canalul lui în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!